Salutare, prieteni! Astăzi vreau să fac un video mai special. Vreau să prezint așa în mare boala paramixoviroză. Dacă s-a evit la mine în crescătorie, am zis să fac un vlog despre această boală, cum se manifestă și cum se poate trata această boală. Am aici un porumbel gălățean, din păcate este afectat de paramixoviroză. Uitați cum ține capul într-o parte. Paramixoviroza este una dintre cele mai dure boli pe care le avea, pe care poate le avea un porumbel. La început, aceasta se manifestă prin un înghâineaț apos și lipsa poftei de mâncare. Asta se vede prin crescătorie. Iar în fazele finale, după cum puteți observa, rotirea gâtului, paraliziile picioarelor, a gâtului, pierderea echilibrului, în mare parte. Acest porumbel nu mai poate să zbura. Abia poate să mănânce. Să vă arăt și acum un alt porumbel care are altfel de simptome. Am aici un mascul voiajor. El are altfel de simptome. După cum puteți observa, își pierde controlul, nu prea poate zbura acest mascul. Văd că nu și-a rotit gâtul. Deocamdată, oricum are faze finale ale bolii. Vreau să vă spun să eliminați porumbeii din crescătorie când vedeți aceste simptome, să le faceți vaccinul celor sănătoși, Columbovac, acest vaccin să folosiți, să nu aveți probleme ca mine în crescătorie. Eu i-am eliminat pe acești doi porumbei din compartimente. Acum, ce pot să vă zic? Să dați un like, să vă abonați și sper că v-a plăcut acest video.